În primăvara anului trecut, pandemia de coronavirus oprea lumea în loc, iar oamenii acceptau restricțiile cu gândul că viața va reveni la normal în doar câteva săptămâni, un an și 9 luni mai târziu. Întrebarea când vom reveni la normalitate nu ne-a părăsit. Cu noua variantă, visul revenirii la normalitate pare mai îndepărtată ca niciodată. La sfârșitul fiecărui an, sperăm la altul mai bun, mai ales în prezent, când mereu ne bate la ușă un val și mai agresiv. Oamenii s-au săturat, aceștia aproape 2 ani și-au pus amprenta pe fiecare dintre noi, iar teama de boală a devenit noua realitate. După 2 ani de pandemie, aveți speranța că o să ne întoarcem rapid la normalitate? Eu cred că da, că sunt cam optimistă. Nu se poate să... Deci, cred și sper că vă dați seama că deja au trecut 2 ani și teama totuși există la fiecare. Atâta, ce să spun. Au fost acești 2 ani? Cumplit, cumplit. Cu frică, cu teamă, cu... Ce să spun? Greu, greu, foarte greu. Vă dați seama că te duci și să cumperi, că trebuie să cumpărăm. Și ți-e frică că nu știi cel de lângă tine cum este, pentru că alții pleacă și bolnav. Și... Bucura toată lumea să se sfârșească pandemia, mai ales că eu mai am și alte boli și mă feresc mai rău ca copiii mici, dar nu. Cum au fost acești 2 ani de pandemie? Mai greu. Pentru multă populație mai greu. Eu nu am treabă cu masca, o pot să o port, dar e problema de... cealaltă persoane care zice că nu poate să poate, să sufocă. Oare marea întoarcere la normalitate va însemna o revenire la viața pe care o trăiam înainte de anul 2020? După 2 ani de pandemie, când credeți că ne vom întoarce la normalitate? Asta nu să știu. Depinde de noi, de populație, așa cred. Aveți vreo speranță că se va întâmpla foarte rapid? Foarte rapid nu, că lumea totuși nu vrea să vaccineze, nu știu de ce cauză. Ascultă de coana și o șoacă. Credeți că vaccinarea este calea spre întoarcerea la normalitate? În mod sigur. Deci va trebui să se reia de cel puțin 100 de ore alfabetul grecesc și românesc și atunci, poate, cine știe. De asemenea, unii oameni vor păstra ceva și din această perioadă, potrivit sintagmei, tot răul spre bine. Om, dacă se îmbolnăvește, are speranța să se vindece. Și același lucru cu pandemia asta. Avem speranța să se reabiliteze toată situația. Că cum au fost ăștia 2 ani aproape? Au fost, în general. Diferiți? Nu, nu, nu mi s-au părut chiar atât de diferiți, în afară de masca, grija măștii, grija restricțiilor în general. Partea bună cu distanțarea e foarte bună, asta ar trebui menținută mereu, să ne suflăm în ceapă. Asta a fost singura chestie bună. Pandemia și starea de izolare pe care au generat-o a însemnat o schimbare radicală bruscă și neprevăzută a vieții tuturor oamenilor. Criza a pus stăpânire și a trimis numeroase țări în izolare, a devastat nenumărate afaceri și a ucis sute de mii de oameni.